Un moldovean care aducea ilegal haine și încălțăminte de peste hotare riscă să rămână nu doar fără marfă, dar și fără microbuzul cu care transporta bunurile. Asta după ce vameșii i-au depistat în vehiculul acestuia un lot de marfă de peste 150.000 de lei. Totul s-a întâmplat zilele trecute, nu departe de postul Vamal Giurgiulești. Inspectorii Vamale au somat microbuzul bărbatului pentru verificări, iar în compartimentul marfar au depistat 140 de articole vestimentare și încălțăminte. Luat la întrebări, bărbatul ar fi recunoscut că nu are niciun act de proveniență pentru marfa pe care o transporta și nu ar fi declarat bunurile pentru a scăpa de taxele vamale. Mai mult, acesta ar fi recunoscut că intenționa să vândă bunurile în piețele din țară. Prin urmare, microbuzul cu tot cu încărcătura a fost reținut de către vameși până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Acum, bărbatul, pe lângă amenda contravențională, riscă să rămână atât fără marfă cât și fără microbuzul său. Forțele de ordine continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate în schema de transportare ilegală a mărfurilor.